Bună ziua tuturor! Foarte frumos spațiu de aici, e prima oară când vin. Da, am emoții. O să vă vorbesc despre Evadează cu noi. O să vă vorbesc despre cum vreau să-mi trăiesc viața ca pe vacanță și ce fac ca să pot face lucrul ăsta. În acest slide am pus o grămadă de lucruri care mă reprezintă. Aș începe povestea din 2007, care e acolo mic în mijloc. Este anul în care, împreună cu soția mea, care este și aici în sală, ne-am întors din Germania, unde am stat 6 ani. Soția mea mă corectează, 2006 în 2007. Ok. Să spunem că folosim acel 6 de acolo ca corectură. 6 sunt cei 6 ani pe care i-am petrecut acolo. Germania este un spațiu de un anumit fel, cărora unora îi se potrivește, unora nu, cu care unii rezonează, cu care unii nu rezonează. Spațiu cu care am rezonat 6 ani de zile. După care am venit pentru un an aici, cu gândul de a încerca altceva. A fost un moment în care am conștientizat că ne-am exploatat anumite calități ale mele în IT, să fiu visul meu, să fiu system admin la o mare firmă. Și am neglijat, nu am folosit alte calități. Și asta m-a făcut să mă întorc în România, să încerc să intru în zona de vânzări. Și în 2006, cum mai nou am aflat, ne-am întors. În România, marea schimbare pentru mine a fost că am dat cu nasul de dezvoltare personală, de diverse cursuri, de diversi oameni, de diverse cărți, cu care și prin care mi-am pus diverse întrebări asupra mea, asupra fericirii mele, asupra locului de unde vine și cine este responsabil cu fericirea mea. Și un prim shift al meu a fost un prim mare pas, o schimbare de gândire, a fost momentul în care mi-am dat seama că sunt singur responsabil de fericirea mea. Nu îi depinde Popescu Ionescu că mi-a zis ceva, ci eu sunt cel care interpretez și las ca lucrul ăla să-mi schimbe starea. Poți să-mi dai ceva? Te rog. Și de faptul de a fi sau nu soția lângă tine, depinde fericirea ta? Este o întrebare bună, la care pot să-ți răspund chiar acum. Eu sunt cel care aleg să facă lucrul ăsta și aleg în fiecare dimineață să o iubesc sau să nu o iubesc. Este absolut alegerea mea și mă bucur că îmi pui această întrebare. Este un fost un alt mare shift al meu, pentru că în momentul în care am mers la unul din aceste cursuri, eram într-o relație cu soția mea în care lucrurile nu mai funcționau. Și mi-am spus că nu mai iubesc și că nu știu ce să fac, dar vreau ca să găsim o soluție la lucrul ăsta. Și după o perioadă destul de lungă, am văzut care este diferența între a alege să iubești pe cineva sau a te duce la starea civilă, a cere pe cineva în căsătorie pentru că bunica, pentru că mama, pentru că așa se face, pentru că suntem deja într-o relație lungă, pentru că poate cândva o să facem copii. Și pentru mine a fost o mare revelație să-mi dau seama că dragostea este sentimentul meu pe care eu sunt dispus sau nu să-l dau și nu soția mea este cea care mă face să o iubesc. Deci nu este ea cea care generează lucrul ăsta. Și sincer, nu are niciun merit ca eu să o iubesc pe ea. Eu sunt cel care aleg să o iubească. Ea poate să vină cu celălalt 100% în lucrul ăsta și să avem o relație 200%, nu 50-50. Asta aici este diferența. Ok. Este un subiect despre care aș vorbi fără sfârșit. Mă reîntorc. Mulțumesc pentru întrerupere. Mulțumesc. Bun. Cine sunt? Ce vreau? Astea au fost întrebările pe care mi le-am pus. Ce fac? De ce nu sunt fericit? Când sunt fericit? Ce mă face fericit? Și în momentul în care începi să-ți dorești un lucru, el
apare. Au apărut trei lucruri pe care eu le-am identificat ca fiind lucrurile fără de care eu, sau lucrurile care mă fac pe mine fericit, și sunt natură, sport și oameni. Aceste trei lucruri aș vrea să le fac toată viața, să fie parte din viața mea. Și tot în momentul ăla a apărut și Sebastian, care e pus acolo Seb, care este un prieten, împreună cu care am spus cum facem noi să avem aceste trei lucruri tot timpul în viața noastră. Și ideea a fost foarte simplă, haideți să organizăm o ieșire undeva, într-un loc mai altfel, să ne gândim la niște sporturi pe care nu le-am făcut și care sunt parapantă, dat cu sani, am zis să se dea toată lumea, și ski, instructor, cât costă drumul, unde stăm. Și hai să dăm un e-mail la toți prietenii. Și reacția a fost uimitoare, pentru că au fost 33 de oameni, parcă, care au venit, și a fost prima evadare. Așa le numim noi, evadări. Trebuie, după aia au început să funcționeze foarte rapid, ca un burger de zăpadă care începe să se rostogolească și crește și crește. Asta se întâmpla acum 3 ani. Timp în care noi am făcut o grămadă de ieșiri. La laptop, am înțeles, da. Comunic cu Manu. S-a născut Evadează cu noi, care este o migrare de la viața în oraș, la mersul în natură, la statul cu oamenii și petrecutul timpului cu ei. Este, dacă vreți, cum să trăiești viața ca pe vacanță. Pentru mine foarte inspirant a fost următoarea poveste. Poate mulți dintre voi ați trăit-o. Te duci la serviciu unde... Uite să respir. Ajungi la serviciu unde ai același coleg care te enervează, același șef care poate te enervează, aceleași lucruri stresante. Viața nu-i frumoasă. Însă, în 2 săptămâni pleci în concediu. Parcă e mai bine, parcă deja începi să te gândești, știi că te duci pe insula aia, să faci baie acolo, o să fie soare, o să fie bine, cu 2 zile înainte, toți colegii sunt zâmbitori, tu zâmbești, faci glume, totul e bine, ajungi în avion, ajungi acolo, plaja, soarele, apa, tot ce ți-ai dorit e acolo. Și te aduci aminte, trebuie să te întorci. Pe finalul vacanței. Pe finalul vacanței, într-adevăr, deși totul este exact așa cum a fost, tu începi să schimbi starea doar pentru că știi că te vei întoarce în același spațiu și în același loc. Care e, până la urmă, diferența? Unde e diferența? E locul? E serviciu? Care e diferența? Eu cred că diferența este în noi. Noi suntem cei care lăsăm și interpretăm lucrurile într-un anumit fel. Noi suntem cei care alegem să ne enerveze cineva, alegem să stăm în birou ăla, alegem să facem o grămadă de lucruri care nu sunt în acord cu noi. Și de asta cred că a trăi viața ca pe vacanță nu înseamnă neapărat spre calculator. Nu înseamnă neapărat să mergi în toate locurile unde am fost noi. Pentru că în acești 3 ani am făcut o grămadă de ieșiri. Nu înseamnă să mergi neapărat în toate acele locuri, ci înseamnă ca tu să privești lucrurile din altă perspectivă. Poți să te duci la serviciu și să te comporți cu starea interioară pe care o ai tu când ești în vacanță. Să vă vorbesc puțin despre aceste ieșiri. Asta, spre exemplu, a fost o ieșire de o zi la Târgu Jiu, pe Valea Jiului, unde ne-am făcut rafting. Aici ne cățărăm pe cheile Râșnoavei. Aici, sincer, nu mai știu să vă zic unde este, dar de cele mai multe ori oamenii care vin sunt oameni deschiși, pentru că nu este un team building la care șeful hotărăște, uite, toată lumea va merge acolo, va face acele lucruri, ci noi postăm această invitație în comunitatea noastră și fiecare alege dacă vrea sau nu să vină. Este un fel de team building individual, fiecare își alege participarea. Întotdeauna sunt oameni noi. Mergem și pe, el este Sebastian, cu spatele sunt eu acolo. Avem și o barcă cu care pe Snagov facem wakeboarding. Aici este canyoning, tot undeva pe lângă Jiu. Este un sport pe care l-am descoperit de curând. Te îmbraci în niște costume de neopren și mergi pe albia unui râu. Mi-aduc aminte când am fost atunci, era prima oară, eram vreo 14 oameni, noi organizaserăm asta, nu știam exact ce e acolo, am mers pe încredere față de cei care organizau și încep să mergi printr-un râu până la genunchi și toți am mers vreo 10 minute și nu se întâmpla nimic. Ziceam, băi, dar oare ce am făcut? Am adus atâția oameni
Și la un moment dat încep niște cascade prin care cobori pe, pe coardă, undeva și sari. Și asta era chiar la, la final, ultima cascadă. Pe aici ne urcam. Asta era râul pe care mergeam. Ieșiri cu bicicleta. Cascada. Aici nu-i bine după masă să faci... Ok, cu bărcile. Vă pun acest slide special pentru a intra în starea și în atmosfera care este acolo. Am făcut bătaie cu pernele. Mi-aduc aminte la bătaia cu pernele, a fost foarte haios, a fost ideea lui Seb. A zis, băi, hai să mergem să ne batem cu pernele. A dat invitația pe net, după care eu chiar în ziua aia plecam din București și dau drumul la radio și aud la radio Guerilla și aia, și nu uitați să mergeți să vă bateți cu pernele, că evadează cu noi. Și a zis, cum? De unde? De unde știe? De unde a aflat? Ok. Biciclete. Cam așa arată echipele și vă lansez o întrebare care o să vină în slide-ul următor, vă țin puțin pe jar. O să dau fiecare dintre voi o carte de vizită de-a mea și o să vă rog să vă gândiți, pentru că ca această comunitate să funcționeze, avem nevoie de ideile oamenilor și de... Și întrebarea pe care vă pun este, dacă ați avea oricât bani, deci dacă n-ar fi o limită financiară sau vreo limită de timp, unde ați vrea să mergeți și ce ați vrea să faceți? Și m-aș bucura să-mi dați un e-mail cu răspunsul la această întrebare, aceste două întrebări, unde ați vrea să mergeți și ce ați vrea să faceți, și să încercați să-l dați din spațiul în care sunteți, în care nu aveți nicio limitare, pentru că noi suntem cei care ne punem limitele și nu neapărat contul din bancă sau ceasul, vârsta, ne-l spune. Și vă mulțumesc! Dacă am înțeles, dacă sunteți deja, puteți să intrați în starea asta și deja mintea pognește și vă spune o grămadă de chestii pe care ați vrea să le faceți, cu mare plăcere. Dacă nu, puteți să folosiți și adresa de mail. Nu e nimic obligatoriu. Dacă puteți, ha? Să măriți? Am avut pe cineva care mi-a spus că vrea să meargă pe lună și... Limita dumneavoastră vă dați. Deci este... Ok, vă mulțumesc foarte mult!